apartamentul era să am o cameră mare. Adică o cameră care are peste 20 de metri pătrați. Când este camera mică, cât de bine n-ar fi antifonat studio, oricum se aud reflecțiile de la pereți foarte repede. Și atunci apare un al doilea sunet peste voce. Eu la bucătărie, zângănind cu vesela, câte o replică, câte alta sau în altă parte, deci veneau așa, pac, 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 pac. În timp ne-am dat seama că avem un repertoriu și din care se poate face chiar treabă bună, adică chiar e interesant. Muzica care o fac este ca o poveste care vrei să o spui. Când știi despre ce ai să va fi story-ul, atunci o și spui. Dacă nu ai despre ce spune, mai bine lași pentru următoarea dată când îți vine vreo idee. De prin clasa 8-a de școală, că atunci nu era liceu, 7-8 eram absolut sigur că voi face muzică, știam exact ce vreau să fac, că vreau să fac compoziție. Mai mult decât atât compuneam tot atunci au apărut primele mele lucrări, care unele care sunt fiabile și acum, adică au viață. De exemplu, am teme care le-am folosit pentru anumite lucrări. Bine, era o perioadă a mea romantică. Muzica care m-a influențat în perioada aia, acum multe lucruri care de atunci par naive. Că există și în muzică subiecte demodate? Până la urmă, o muzică bună nu se demodează niciodată, dar de exemplu, dacă ai un film de epocă sau un spectacol de epocă, da, poți folosești niște materiale așa mai, dar trebuie să știi foarte clar unde te afli. Pentru că muzica foarte des acum înseamnă o anumită zonă, chiar zonă geografică. Muzica la comandă, eu mă refer. Bine, există muzica care o faci de dragul muzicii. Tu în care categorie te plasezi? Compozitorul care scrie la comandă sau compozitorul care scrie pentru că asta simte el? În prima etapă eram exact compozitorul care scrie pentru că vrea să scrie și asta e a lui. Acum încerc și în proiectele astea care e foarte concrete stilistic să... Oricum ești tu, că cât n-ai fugit de tine...
Am avut noroc că încă în timpul facultății, când eram în anul 4, am avut prima experiență de a înregistra o lucrare cu orchestra, cu Gheorghe Mustea, Orchestra Radio Chișinău. Anul 4 la Chișinău? Anul 4 la Iași. Bine, era o muzică de spectacol, era o anumită sponsorizare, adică era o finanțare și s-a jucat spectacolul la Teatrul Național Mihai Eminescu. Și cam de acolo a început și dragostea mea așa mai concretă față de orchestră. Bine, primele partituri le-am făcut exact așa cum era pe timpuri. Stăteai la pian, scrise creionul și partiții cu partiții, notă cu notă. Acum e mult mai simplu. Cel puțin faza finală sunt programe care se face mult mai repede și se lucrează mult mai eficient. A fost o istorie interesantă. Eu, deci, am învățat o an de zile la un fel de facultate de pregătire. La compoziții la Chișinău. Uh-huh. Și eram la Tudor Chireac. Uh-huh. Despre care am o părere că e un mare profesor și într-adevăr o persoană care își pune sufletul în ceea ce face, în predare. Pentru că sunt foarte multe personalități care cunosc lucrurile, dar nu pot, n-au talentul ăsta. Nu pot transmite. Da, da, chiar având, da. După care el vrea să plece. Eu eram unicul elev al lui și el a decis să plece din facultate și tot atunci parțial a venit de părerea din partea lui. Pe de altă parte, eu eram deja destul de școlit cu școala rusă. Da, pentru că eu am făcut și teoria muzicii la Gheorghe Fedorovici Turcanu, dacă știe cineva. El era atât de, tot iarăși un mare profesor care a fost atât dependent în ceea ce făcea și atât de consecvent că la el să nu știe, să practic trebuia să fie chiar surd. El era în stare să învețe pe oricine, cred, care avea ureche muzicală. Și mi s-a părut că deja e prea mult. Vreau să văd ce se mai întâmplă, care sunt alte lucruri care se mai întâmplă în lume. Așa am ajuns la Iași, așa acolo, deja prin Iași am mai cunoscut. Mă rog, școala românească în mare parte era cu niște influențe franceze din perioada de secolului 20 a muzicii franceze. Și mai departe... Și pe cine ai avut profesor de compoziție la Iași? Vasile Spătărelu. Mi-a fost un mentor și un prieten foarte bun. Continuat să fii învățăcelul lui Tudor Chireac? Abia când eram prin anul 4, el a început să predea la Iași, el preda orchestrația. Și am, într-adevăr, am fost la cursul lui, niște cursuri foarte bine gândite. Trebuie să recunoaștem, el nu era doar un compozitor din Moldova, era un compozitor de Uniunea Sovietică. Piesele lui se cântau la Kremlin. Și uite că venind de România s-a pierdut cumva. E greu. Vis-a-vis de asta, foarte bun, bine mi-a spus odată o altă personalitate din România care e de mult stabilită aici și care mi-a zis așa: tu crezi că ca să ajungi acolo unde îți propui de neapărat să ai muzică bună și nu știu ce? Și eu n-am înțeles, dar despre ce vrei să spun? La care el spune că au ajuns acolo acei care au ajuns. În primul rând, ca să scrii pentru film, trebuie să știi să citești. Pentru că regizorul foarte des îți dă scenariu.
E un mare noroc dacă sunt filmate niște lucruri, cum se făcea pe timpuri și după asta poți să faci muzica pe imagine. Și mai mare noroc dacă după asta încă ai posibilitatea să înregistrezi cu niște instrumente vii. În caz contrar, rămâi cu niște sunete de calculator. Dacă ai noroc și de un regizor cu experiență, îl poate să-și dea seama și nu tot timpul ai posibilitatea să-i aduci într-o dată o partitură realizată sonor foarte bine. Adică aduci doar motivul. Adică nu neapărat motiv. Aduci o mică, fără orchestrație nu-i aduci. Adică niciodată n-am adus așa. Aduci o orchestrație, dar să-și dea seama cum va suna într-o altă, într-o interpretare vie, în alt context. Este foarte interesant pentru că se creează, îți dă multe idei și într-un fel trebuie să găsești niște rezolvări simple. Adică nu poți acolo să mergi că uite, mie așa mi-a venit sau vreau să folosesc o cutare tehnică de muzică contemporană, modernă, ca să arăt că eu știu și asta, sau pot și asta, sau pot mai mult decât s-a făcut. Nu, acolo trebuie să fie foarte concrete și până la urmă, de fapt, ajungem la ideea că muzica este imagine. Un compozitor trebuie neapărat să fie și un interpret bun? Nici de cum. Nici de cum. Deși să fii un interpret bun te ajută să înțelegi mai bine ce au de cântat muzicienii. Cântam la pian de mică, mergeam la concerte. Tatăl meu, pe lângă faptul că era regizor la televiziune, mereu, având conservatorul, a avut și un cor pe care l-a condus și eu mereu le spuneam, uite, ăla falsează, le spuneam când se falsează și când nu. Și visul meu era să cânt la vioară, dar aveam un pian, dita mai pian nemțesc, așa, frumos, da. Și am mers pe calea asta, nu regret că am mers pe calea asta, a fost foarte frumos, am avut un profesor foarte bun, dar oricum stăteam uneori și îmi făceam singur, că copiii fac din orice, își inventează, pot transforma orice obiect. Și îmi făceam ceva cu strune, corzi și cântam, îmi imaginam, pentru mine era magia asta, să trag arcușul pe corzi. Deci asta era visul meu de mic copil, să am o vioară și unde găseam o vioară, hai că vreau să încerc măcar, știi? Tremuram toată așa. Și ca să înveți la vioară, îți trebuie de mic an copil. De zile. Da, ani de zile. Nici am uitat eu de toate astea, că am mai făcut și alte lucruri la viața mea. Și la un moment dat am văzut pe cineva cântând la instrumentul ăsta. Deci a apărut instrumentul ăsta, eram la Chișinău. Și am rugat să-l iau în mâini, să-l probez. Și am cântat ceva, dar am cântat nu știu cum din prima, așa, o melodie. Deci era prima dată când l-am luat. Și am zis că, uite,
cam asta ar vrea. Da, asta aș vrea. Și m-a găsit el singur. M-a găsit în câțiva ani acest esraj. L-am primit într-o țară unde niciodată n-aș crede că poate să vină un instrument indian, că e o țară nordică, dită mai la Norvegia. A fost un cadou, asta e că m-a găsit el pe mine. Și de fapt l-am găsit prin datorită unor prieteni. Instrumentul a fost refăcut, a fost adus la condiție. Nu știu istoria lui, mi-ar fi foarte interesant să aflu, dar știu că e un instrument care într-adevăr scoate sufletul. Deci e ceva care parcă am ascultat și alte straje, dar parcă al meu mi-e pe suflet. Vreau să uit aceste ape. Orelei nu mai cântau, stânca-i grea sub apa ta. Eu ascult și uit de cârmă, dus de val, chemat o sână. Nu zic despre mine că sunt cântăreață, dar sunt o, mai degrabă un artist care își cântă piesele, are nevoie să se exprime și atunci are nevoie de voce ca să se exprime. Și am început să caut, eu eram o soprană de asta convinsă pe timpuri, deși tot timpul am avut vocea foarte gravă. În adolescență îmi spuneau, ce domnișoară drăguță, dar ce cu vocea asta masculină? Și deși asta în teatru e destul de bine, dar încântat, credeam că am început eu să o schimb forțat, probabil mi-era incomod, și am început să o transform cum îmi imaginam eu că ar trebui să sune pe sus, ajung destul de sus, am un abetus destul de mare, vreo 3 octave, așa, poate mai mult dacă nu de lucru, să zicem, și cântam așa, numai ca sopran. Și am, într-o zi am citit despre metoda Speteanu, lui Speteanu. E o metodă cam inedită în România, pentru că se merge pe vocalize, se merge pe imitație, dar metoda asta merge mai mult pe o impostație naturală. Când am venit la București, deși am venit tot pentru teatru, am venit la un master. În paralel am făcut și muzică, adică tot timpul a fost asta și până la urmă de ce am mers pe calea asta, dar ele într-un fel se întrepătrund ambele direcții, pentru că când faci un videoclip sau îți faci un concept, unei piese, chiar conceptual vorbind muzical, mi se pare că faptul că noi am făcut unele piese de glumă cu Laurențiu și le-am făcut împreună, ele au apărut de când am venit la București, a fost și m-a ajutat și spiritul ăsta, conceptul ăsta teatral. Dimineața m-a trezit pe tavan o muscă. Eu aș vrea să mă ridic, dar pe tavan e o muscă. Dacă mă ridic, după mătură mă duc. Dacă vin cu mătura pe muscă, mă arunc și stau întins, iar pe tavan e o muscă. Ce pot să faci
zvârli și cu mobilul. Dar mai am minute, uite, bate cineva la ușă. Mă aduc, mă ridic și deschid, să-mi alunge acea nesuferită care și nu vrea să mă ridic, să mă ridic, să mă ridic, mă ridic. I-am avut o perioadă când compuneam și piese de muzică ușoară. Bine, ușoară nu tocmai... Ușoară, greu de interpretat. Nu că greu de interpretat, dar ușoară așa cum era în epoca respectivă, ceea ce ascultam noi. Și erau, au fost o serie de piese și în perioada aia și după, care le cântam la pian, cu vocea, când ne adunam noi la o zi de naștere la o... și cam așa mai departe. În paralel, Rodica, de exemplu, i-a concertat cu o formație, a ajuns până la Marea Japonei, deci în tot spațiul Unii Sovietice. Dar o formație de asta care era mai mult spre muzică indiană. Uh-huh. Și deja ajuns la București, asta era un fel de relaxare seara. Ai luat chitară, ai luat esrajul și... Hai să cântăm în familie. Da, da, și am făcut tot așa, au apărut ba o piesă, ba alta... Și cam în felul ăsta s-au format repertoriul. Dar între timp erau niște piese, de exemplu, care nu puteau fi interpretate în formula asta, la care am trebuit să le fac eu un aranjament separat. S-a cântat și cu o formație de 6-7 instrumentiști. Am avut concerte, deci unde am trebuit să le scriu partitura la toți. Diferit. S-au dat concerte, de exemplu, în sala cu orică de la Chișinău. Și aici, la București, bine ați concertat. Wow! Unde nu am concertat? Nu am concertat la Ateneu, nu am concertat la Sala Palatului, dar în rest. Rest peste multe, tot. Da, multe săli de teatru, nu mai vorbesc de cluburi. Și cine sunt consumatorii muzicii voastre? Oameni care, după serviciu, vor să vină să asculte o poveste și vor să plece nu mai obosiți decât au venit. Nu știu de ce, mă simt mult mai bine în scenă, mult mai confortabil. Adică am impresia că, de fapt, modelează spectatorii, creează o atmosferă, nu știu, e un schimb așa de... Și lucrurile care le facem noi, parcă, de multe ori, parcă ar veni de undeva, tu trebuie pur și simplu să te lași moale în asta, să nu te opui energiei care vine și care, într-un fel, lucrează prin tine sau trebuie să meargă natural tot, trebuie să meargă și orice, și dacă faci o greșeluță, ea trebuie să fie, să aibă frumusețe. Deci o greșeală în scenă e o frumusețe, dacă este natural, dacă e făcută relaxat. Și nu mai poate fi numită greșeală uneori. Ce mai important, starea de bucurie de a cânta sau perfecțiunea de care trebuie să dai dovadă fiind în scenă? De fapt, e mai importantă starea de bucurie. Asta e cea mai importantă. De fapt, asta e pentru că ce transmiți, dacă ești încordat, aceea e simplu. Dar
oricine ne dorim lucrul ăsta. Natural, ei se rage mâna și cânti pur și simplu.